Traseul era apă până la genunchi și înapoi nu mai putut da. Da, și au strigat acolo în traseu, traseul era făcut împlitit cu nuiele și pământ. Și au strigat și am știut că e dus în direcția aceea, am anunțat și am mers și l-am găsit. Noaptea l-am găsit. Și l-ați găsit? Câți ani avea? Copilul? Copilul. O 16 ani. Aha. Dar e un pitic așa mic, la întâi februarie. Atunci am fost mormântat, soția de vreo 3 zile, numai și eram aici acasă, singur, și nu cam. O Porsche. Da. A, cum se cheamă aia? Mașină de tors și răsucit. Ca aia se poate toarce și se poate și răsucit. Insurat? Și-a venit seara a fost aici, și mă du-te mă și adă ceva de mâncare cu tare, ce ai venit cu sticle de suc? Da, mâine mi-a să-ți aici, dacă e, ia-mi iadă și... Și nu e aici. Splendid. Și îți dați și culoare. Și ouăle astea de unde sunt? Din ce zonă? Sunt de la Ciucăniști. Din jos? Din jos, da. Așa, crescut pe o clangă. Când se umple acela și molidul copacul e uscat. Și aia e coadă de? De pisică sălbatică. N-am avut noroc numai de coadă de altceva. Cranii de lup, de mistreț, râs, pisică sălbatică, vulpe, vitră, aproape ca de toate din zona noastră. Foarte frumos. Asta e o nepoată de-a mea de la Borșa, e măritată după un nepot și ea e bibliotecară. Uitați, cetiți. Arici de mare. Le-am dat și eu tătăl din da, 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 da. Săpăligă. Hai să mă uit de afară.
țapină. Pe multe lucruri astăzi, foarte multe lucruri. Totdeauna a fost un om strângător. Uite, compas de ăsta de măsurat. Da. Omul pădurii. Mult om muncit și omul ăla în viață. Da.